Salutare din nou! Dacă ești pasionat de filmulețe realizate cu telefonul tău și dacă pe deasupra mai ești și puțin pretențios în ce privește calitatea lor, atunci s-ar putea să ai nevoie de un produs care te ajută în această privință. Dar mai întâi, la ce mă refer când spun pretențios la calitate? Poate că ți s-a întâmplat și ție atunci când filmezi cu telefonul și dorești ca un video să-ți iasă foarte stabil, nu prea reușești cu mâinile pur și simplu, deoarece oricât te-ai strădui, tot mai tremură puțin mâinile și video nu ți iese atât de stabil. În cazul acesta, te-ar ajuta un stabilizator sau un gimbal pentru telefoane, cum se mai spune. Și astăzi aș vrea să vă prezint un produs pe care eu l-am cumpărat recent, nu l-am folosit prea mult, nici eu nu-l cunosc atât de bine, încă nu m-am obișnuit să îl folosesc, dar momentan îmi place și sunt foarte satisfăcut de el. Așa vine împachetat și cred că ați vrea să-l vedeți și despachetat, nu? În cazul de față vorbim despre un FanSnap Capture 2S, dar bineînțeles sunt foarte multe modele, mai scumpe, mai ieftine, mai bune, mai puțin bune. Acesta este un așa de mijloc, să zic. Cel puțin din cât m-am interesat. Cam așa vine împachetat. Recunosc că eu l-am desfăcut deja, dar vă arăt cum a venit el împachetat. Are o căutrusă de unelte foarte interesantă, e dintr-un polistiren foarte dur care îl protejează. Da, acum sper că voi desface bine. Da. Da. L-am desfăcut bine. Uite așa șade el aici frumos. Cu mai multe etichete de genul acesta erau pe aici, dar dacă eu l-am folosit deja, clar le-am dezlipit. Dar este în siguranță când stă în această cutiuță a lui. Aici avem și un încărcător, care bineînțeles că l-am scos și deja nu mai folosesc, nu folosesc special de la telefon pentru încărcare, pentru că se încarcă. Foarte interesant. Trebuie scos cu grijă de aici. Am observat că e foarte sensibil această parte de aici cu motorașele care le are el. Trebuie scos cu atenție de aici pentru a nu-l strica deja. Da. Uite așa arată. Vă arăt așa și câteva lucruri de bază pe care trebuie să le știți înainte de a-l pune în funcțiune. Înainte de a-l folosi și cum să-l folosiți pentru telefon. Aici are o chestie interesantă. Butonul ăsta este zoom, dar și când trebuie să schimb camera, să zicem în stânga sau în dreapta, într-un mod foarte lent, foarte plăcut, îmi place tare mult. Nu toate au această opțiune, nu toate stabilizatoarele au funcția aceasta sub forma acestui buton. Îmi place tare mult opțiunea aceasta. Modelul acesta nu vine cu un trepied micuț, unele vin cu un trepied mic care se înfiletează aici, așa că eu mi-am cumpărat unul separat, că e important să avem un trepied atunci când îl folosim de pe o masă, îl înfiletăm aici. Este o poveste lungă și cu acest trepied pe care l-am cumpărat eu, dar nu știu dacă are sens să vă explic. Așa, e un trepied mai mare, așa, care îl face mai stabil și uite așa îl putem pune și să fie în siguranță. Ok, acum să vedem cam cum ar putea să-l punem în funcțiune. Pentru că nu am un alt telefon momentan care să funcționeze, folosesc un telefon găsit prin casă, un telefon din secolul I, dar ideea este că vreau să vă arăt cam cum trebuie să stabilizeze cum se poate monta telefonul aici. E important cum îl montăm, deoarece putem să facem economii de baterie la acest gimbal, deoarece funcționează pe baterie așa cum am zis, mi se pare logic de fapt, nu știu de ce am explicat eu atât de mult treaba asta. Este electric, se încarcă ca un telefon. Ok, după ce am stabilit aici, am pus telefonul în locușorul lui aici. Acum are aici un... Se blochează ca să... Teoretic așa ar trebui să stea, dar nu stă așa. Pentru că trebuie să îl reglăm. Apropo, când am cumpărat, vine o fel de pasteluță de metal aici, care se montează, se aplică pe partea asta a stabilizatorului pentru telefoanele mai grele. Asta e un telefon foarte ușor, parcă e și fără baterie.
Dar cum îl facem să stea drept? Cu orice telefon poate să îl putem face să stea drept aici. Se face așa. Aici avem dereglat. Așa. Deja stă puțin mai drept. Nu, ideea este că dacă îl pornim acum, își va reveni la poziția care trebuie să fie, dar va consuma puțin mai multă baterie. Așa că îl vom face să stea cât mai drept. Pentru a nu consuma baterie inutil. Asta înseamnă că dăm telefonul puțin mai încolo. Am dat prea mult. Se zice că cam atât. Acum dacă îl pornim, avem aici un buton de power. Aici apăsăm. Facem zgomot finuț și telefonul nostru s-a stabilizat. Bineînțeles, există și o aplicație de descărcat pentru a seta și a calibra, mai bine zis, acest stabilizator, pentru a-l calibra. Ok, stânga, dreapta, sus, jos. Da, dar nu numai atât face. Dacă ar face doar atât, probabil că ne-am plictisit repede de el. Adevărul este că se poate descărca un soft, un programel în telefon, care vă poate ajuta mult, de fapt vă ajută mult atunci când vreți să folosiți un stabilizator. Se conectează prin Bluetooth și totul funcționează foarte frumos. Ideea este că pentru a folosi la adevărata lui valoare, este necesar să descărcați în telefon o aplicație care se cheamă Chiar Capture 2. Și apoi veți deschide acea aplicație și acea aplicație o veți folosi pentru a filma. Nu folosiți softul, să zicem așa, al telefonului pentru cameră. Folosiți aplicația respectivă și într-adevăr veți putea să folosiți acest stabilizator la adevărata lui valoare, ca să zic așa. Ok, cred că a trebuit să ieșim puțin afară, nu? Să facem niște filmări, să vedem cum putem să folosim stabilizatorul.